Hăț, hăț, Johnule, hăț, let's get it started in here, zice aici Black Eyed Peas, Johnule, dar l-am închis pentru că nu vrem să avem claimuri, Waze pe spate ca de obicei, dar nu mai este în cameră pentru că filmează Cory cu XS Max-ul ei. Am ciocănit până la Titu, dar ciocăneală scurtă, 50 de kilometri, am ajuns, suntem în centru, e foarte frumos. Avem primul concert aici la ora 18, este 17 și 17, Johnule, ca să înțelegeți cât de punctuali suntem, suntem deja la scenă, încercăm să fim cât mai pe fază. Ne pare rău, Titu, nu o să putem sta foarte mult la poze pentru că trebuie să ciocănim viteza aia mare către Târgu Jiu, Johnule, unde cântăm în Cupa, în Shopping City. Mi s-a cam limbat plimba în gură în Instastory-ul cu Shopping City-ul ăsta din Târgu Jiu. Este un club acolo, iar noi vom cânta în Cupa la două noaptea, hăț, Johnule. Hai să vedem cum intrăm pe aici. Ia să vedem, Cori, ce facem înainte, frate, domnii ăștia, și le spunem că hăț, hăț la scenă noi. Să trăiți la scenică. Pe aici am venit cu navigația până aici. Am spreiat-o. Nu, e spray peste colant. Pleacă colantul, pleacă și spray-ul. E o joacă teoretic. Să trăiți. La mulți ani, toate cele bune. Seară frumoasă. Johnule, aici și aia e treaba. Doar că trebuie să nu luăm fierul acesta cu noi și nici să nu zgâriem, pentru că totuși colantul cred că nu ține loc și de scut. Facem stânga-dreapta pe între jaloanele astea de viteză. Uite că am luat unul cu partea stânga. Hai să luăm și cu partea dreapta. Revenind de la scenă cu update, Johnule, să vedem cum stă treaba. Sperăm să ne mișcăm repede și să putem pleca spre Târgu Jiu, unde să mai și moțăim o jumătate de oră cu room tour-ul aferent. Yes! Bă, Johnule, este prima oară în viața mea de când cânt eu, de când muncesc în acest domeniu, când am norocul să fac poze cu copiii înainte de concert într-o sală de așteptare sau niște culise care sunt chiar sala de fitness, Johnule. Și stilul ăsta old school, aparatele astea cu care am copilărit la Crângaș, în sala R2, pentru cei cunoscători. Așa ceva, băiatul meu, când aveam 19 ani. Tânăr și neliniștit, Johnule, continuăm pozele și revenim de la scenă. Hăț! Hăț, Johnule, mesaje later. Cum te cheamă? Felicia. Avem un cadou de la Felicia. Ajută-mă tu, Felicia, bagă asta, te rog frumos, un pic repede. Pentru că noi o să facem unboxing. Are legătură cu ce mi-ai urat mai devreme? Mi-a urat Happy Million. Nici nu mai știu la care milion se referă. Dacă la YouTube sau la Instagram, da, mă dracu. Hai să vedem, pentru că presim că este unul dintre tablourile ce vor sta în colecția de 1 mil. Hăț, Johnule, 1 milion. Ia uite ce e acolo, astea-s vlogurile, nu? Ce tare. Și una bucată, vezi, mă, cât de actual e tabloul, care are una dintre ultimele poze de pe Instagram, Johnule. Puteți dați un follow chiar aici, ia uite. Uite aici, dai, mă, nu te uita la unghia mea. Eu sunt Florian. Asta-i treaba. Îl punem aici la loc de cinste să se sprijine de sală, bă, băiatule. De mușchi. Și continuăm cu pozele. Hăț. Hăț, Johnule. Cum ai plănuiești să ieșim? Adică, like, explicați-mi. Da, hai că dacă dăm un pic bunescă, nu? Stai, scoate flash-ul la Cori, că nu mai văd nimic să mă răgeac. Hăț, Johnule, foarte frumos, titienii, titeștenii, tituienii, nici nu știu cum să le spun. O să vedeți acum clasicul schimbat din mers, Johnule, în drum spre al concert. Frații mei artiști știu, din cei care se uită pe ascuns și n-au dat subscribe. Îi pupăm cu drag pe toți cei din Titu care au fost mondial și la poze și la peste tot. Bă, frumos, educat, cu ordine, fără călcat în picioare, blițul cu blițul, uite și tricoul. Hățul, hăț, Johnule, totul frumos. Suntem în drum spre Târgu Jiu deja. Waze ne zice că ajungem la 22:42, deci să spui că dacă scoatem un 22:30, hai să nu o forțăm prea tare, e la fix, pentru că putem să mai dormim după aceea o oricică, oricică jumate, întrucât în Cupa mergem abia la ora 1:30-2 noaptea. Bă, fraților, trebuie să împărtășesc cu voi ceva. Cât de șmecher este această tunsoare. Mă pot schimba de 10 ori pe zi și nimeni nu se prinde că mi-a stricat freza, ești nebun. Mă spăl, ies din duș și în 5 minute sunt gata îmbrăcat de ieșit în oraș, de ieșit la concert, de ieșit oriunde trebuie la filmare. Wow, John, ce-a făcut ăla? Bă, fraților, e atât de periculos să conduci noaptea. Weirdo. În fine, ciocănim spre Târgu Jiu și revenim din ciocăneală dacă este cazul, dacă nu, când ajungem. Hăț. Bă, băiat, nici că se putea să stăm într-un loc mai pașnic și mai frumos aici în Târgu Jiu. Ia uite, Davios, Johnule, Davios, dar ce curticică goală. Loc pentru noi și încă cineva. Hai, bă, nu știu gălăcie, nu știu nimic. Intrăm, păpăm ceva că oamenii ne așteaptă cu masa, ce credeți? Dormim uricică și revenim cu bahaosul. Hăț, Johnule, și cu o clătită mică, mică. Stai, și când am urcat a făcut aceeași chestie. Vrea eu să fie mai interesantă intrarea asta. Uite, vrea să dai până aici. Hăț. Nu-i deschis-o, nu? Bun.
Zici a fost asta? Așa ascult energia negativă. Cicoclătită, mică, mică. Venim să vă arătăm umilul room tour de la Târgu Jiu din Davios. Bă, parcă au știut că vine fratele Popa aici. Uite și tu cu ce dormi la cap. Uite mă cu ce dormi la cap, ești nebun. Vino să te poftești în living. Aici este livingul. Am optat pentru o zonă de tip birou cu un fax multifuncțional, cu un LED pe tip hologramă ce se ridică și stă cu tine pe canapea. Aici avem un... Stai să lăsăm clătita. Acolo un suport de clătite. Aici avem un super dulap pe slide. Că-ți stânga, că-ți dreapta, invers, că-ți dreapta, că-ți stânga. Super OLED, AMOLED, motherfucker LED. E, și acuia cu, stai. Deci eu n-am mai văzut așa ceva. Vă dau cuvântul onorare de pe vremuri când eram mic și mergeam la oameni care își făceau case și cred că efectiv se bucurau de cât de mari le pot face. Pentru că în același timp, repetând cuvântul efectiv vă spun că această baie este cât camera drumului. N-am, nu înțeleg, adică aici cred că e un fel de să faci splinturi de câte cam. O, te speli, o, faci duș, o, te frape dinții, în fine, că asta-i treaba. E o baie destul de mare, da? Foarte frumos și până, bă, felicitări că e mare. Bine, Davios, mănânc clătita, mă bag la somnic și după aia la Cupa Hâț în Shopping City Târgul Jiu Hâț. Păi, Johnule, iată-ne în a doua parte a zilei, dormiți o oră, fresh. Direct de la Pitești. Hâțu hâț, direct la Cupa, Johnule. Intrăm că ne așteaptă lumea la o pozică, prestăm și mai stăm și noi un pic și după aceea acasă, hâț, Johnule, hai la treabă. A doua oară când intru într-un mall închis, prima oară când am intrat a fost la videoclip la Hâț, când aveam jumătate de mall, gen make-up, costume, păr, așa frumos e să stai într-un mall închis, nu știu, parcă nu e aglomerația aia de mall. Așteptăm să intrăm direct, Hâțul. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine pe Instagram, pe YouTube, acolo unde trebuie. Mă, ce spontaneitate nebună, bă băiatule. Târgul Jiu. Îmi place mie să spun, eu știu că nu e corect, dar voi să nu vă luați după mine dacă eu mai am momentele în care vreau să fiu prost și efectiv nu vă dați seama de ce. Târgul Jiu, fura o înălțime colosală, atât de înaltă încât nici nu l-a chiar la cameră, vă dați seama. A fost genial. Vă pupă fratele vostru. Mergem să slipi un pic și mâine dimineață plecăm spre București, Lejereanu, terminăm și anul 2018 în chem cu Revelionul centenar. Vă așteptăm în Piața Constituției pe 31 decembrie 2018. Începând cu ora 19 fix, Hâț, Johnule, noapte bună. Uita ce frig este, summer Jackson. Este 28 decembrie 2018. Mai avem doar câteva zile, sper să nu intrăm în perete. 2018, Hâț, du-ne acasă, măi, tramvai cu 400 de cai. Hâț, Johnule, Hâț. Ciocănim, oare Lucoilul ăsta o avea AdBlue, mă? Bă, mașinuța nu mai are AdBlue, nu mai are zeamă de parbriz, săracă, nu mai are nimic, unde, Doamne iartă-mă, să oprim. Aici l-am, băieții ăștia. Ciocănim spre Bucarest, Johnule, am încheiat ultimele concerte, de fapt nu sunt chiar ultimele, că teoretic și Revelionul e jumate în 2018, jumate în 2019, dar în orice caz, suntem aproape de final, Johnule. Mă uit dacă are AdBlue aici, dar nu prea văd. Punem AdBlue, punem zeamă de parbriz și îi dăm spre Bucarest, revenim când ajungem, Hâț. Ia uite, Johnule, ce am găsit în pădurea colorată aici, doi pitbull de exterior. Luăm doi copaci de ăștia colorați pe spate. Pitbullică, vino-n coa. Ce ai luat acasă, bă, mâncat, tata? Hai de, Cori, lasă filmatul și caută copacul. Băi, Johnule, suna Diana Munteanu, bănuim că este legat de Revelion, eram pe telefon cu o treabă în aplicația ING, înțelegeți voi, cash. Ca așa e la sfârșit de an, trebuie să facem toate plățile frumos, să intrăm în nou an curați, fără TVA de plată, fără impozite, fără alte lucruri. I-am răspuns Dianei, eram conectat la telefonul mașinii, i-am răspuns și din cauza că nu auzeam, Te pup, am mai apăsat odată, fiindcă nu te auzeam și l-am și închis. Să rămână, ce faci, Diana? Bine, uite, sunt puțin blocată și m-au sunat ieri că ar fi vrut să facem o întâlnire, nu o repetiție. Și am zis că a rămas să trăiești unul la ora 1. Diana, când poți tu, eu sunt acasă, am terminat astăzi cântările, mă întorc de la Târgu Jiu, deci nu-ți face griji, mută așa cum poți tu, că eu vin după tine. E la mine la 2 minute de casă. Deci la mine la 2 minute de casă, tu puneți cum vrei tu, mie indiferent, oricum treaba e super easy, dar probabil ei sunt panicați că n-ai editat mai show-ul, da? Noi o să facem lejer toată treaba. Să vedem și noi
cum e scena. Merge. Vezi pe aici 1 la 1, vedem un pic acolo care e treaba, restul ca. Mai facem o postare, chemăm lumea, știi ce zic? Hai, bine. Bine, Diana, te pup, stai liniștită, pune cum postul, nu te stresa, da, hai, te pup, pa. Bine. Să rămână, pa, pa. Păi, Johnule, pe 31 la 1 să rămână repetiția. Vă așteptăm pe toți în piața Constituției, Johnule. Astăzi am aflat programul la 18.00. Eu voi fi acolo, deci la ora 6 seara sunt în piața Constituției, împreună cu Diana Munteanu, cu care și prezint acest revelion centenar, Johnule. Puh! Doamne, îți mulțumim, Doamne, cum ați ajuns să prezinți revelionul centenar din piața Constituției? Deja numai când ai spus Constituție și centenar, înțelegi ce zic? M-a luat un pic valul. Mergem spre casă, suntem undeva pe la kilometru 50 pe autostrada București-Pitești. Ne întâlnim cu Marius Finu un pic, după aceea merg să mă tun, pentru că deși m-am tuns singur, mi-am tuns doar partea de sus, nu intram pe detalii pe aici, Johnule, că nu sunt chiar cea la pariu. Mă duc să mă tun și după aceea cred că un pic de odihnă și sălică, Johnule, ne mai bucurăm de seriile astea libere până când reîncepem Extra Night Show și o luăm de codiță de luni până joi de la ora 23. Hăți, Johnilor, ciocăniți spre București și ne venim de acolo. Hăți, Johnule, ajuns acasă, mi-admiram cadoul primit aseară. Chiar drăguț ce rău, îmi pare că nu e casa gata să-l punem iau și pe vagabondul de Alin dinăuntru. Hăți, Johnule. E și Lino, s-a tuns și el acum. Am ajuns de la Târgu Jiu, suntem fresh, sănătoși, n-am murit pe drum, deci încă un concert dus la bun sfârșit. Mi-e cam fomică, sincer, deși am mâncat o omletuță de dimineață. Mă tund acum să corectez ce am tuns eu, i-am zis lui Alin, bă, de acum ne tundem jumătate, eu tund jumătate acasă, când mă plictisesc, tot tund jumătate asta, hăți, mai grea. Îl pun să stea frumos fine să facă detalii. După care mă duc acasă, pap ceva, dorm un pic și la sală, Johnule. Vă pupăm că sunteți alături de vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă pupăm, dar trebuie să dați și pe aia. Vă rugăm să dați un subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, deja suntem aproape 1.100.000 și pe YouTube și pe Instagram. Dați un follow, eu sunt Dorian, dacă aveți plăcerea să ne îndreptăm câte 2 milioane cât mai repede, că deja au început să ne placă milioanele. Ca-ching! Dați un follow pe Spotify, Dorian Popa, și haideți să scoatem piese bune, Doamne ajută, să intrăm iarăși în topul Spotify 50. Nu uitați să dați și un like pe Facebook, poate ne facem 1 milion și acolo, deși am văzut că merge ca în greu treaba. Și nu uitați că biletele la Hâț s-au pus deja în vânzare. Pe 28 martie ne vedem la cel mai nebun crazy show cu challenge-ul pe scenă la care veți participa voi, chiar voi alături de mine, și cu un super moment muzical la sfârșit. Vă pupă, fratele, o zi superbă să aveți. Vine 2019. De buzele și ochii tăi sunt vinovat. În mintea mea eu te-am creat. Îmbrăcat și apoi te-am desenat.